Și vă salutăm cu drag pe cei care ați făcut efortul și în această seară să veniți la închinare, frați, surori. Este seara de închinare a bisericii de peste săptămână. Este încă vacanță pentru tineri și înțeleg că și-au luat vacanță și de la biserică. Unii vin când sunt doar în program, alții. Domnul să aibă milă de fiecare. Vorbeam aseară în mesaj despre testele confirmării, care confirmă ce suntem și calitatea vieții noastre de credință. Cred că mai trebuie să adaug un gând la testele astea. Testul credincioșiei și statorniciei, ăsta ne doboară. Dacă nici în vacanță nu venim, când vom veni? Domnul să aibă milă de părinți și de tineri. Să ne aprindă Dumnezeu focul rugăciunilor și a dragostei pentru părtășie, pentru casa Lui, pentru că e prima săptămână din an și ar fi trebuit să acordăm importanță acestui început, pentru că vrem să fie un an de îndurare, vrem asta, nu-i așa? Domnul să aibă milă de noi, de biserică, și să ne întărească pe fiecare să fim ceea ce trebuie să fim pentru gloria lui Dumnezeu. Mâine seară, de la 6, frații, surorile din cor sunt invitați la timpul de rugăciune a corului, mâine seara corului și apoi și de repetiție. Poate aud și cei care ne văd și ne ascultă, acolo unde sunt, care nu sunt seara asta aici, să-i cerceteze Domnul pe toți. Sâmbătă, tinerii, poate aud și ei, mai amintim o dată, dacă se uită sau se uită la altceva. Domnul să aibă milă de toți, sâmbătă e seara tinerilor, tot de la ora 6, ora 18, tot de rugăciune. Iar duminică e ziua Domnului, când Dumnezeu ne așteaptă la închinare, dimineața de la 9 la 12, seara de la ora 6 la 8. Încheie aici cu anunțurile și observațiile. Domnul să aibă milă de toți, de noi toți, și să ne întărească și să ne înflăcăreze râvna și dragostea pentru El tot mai mult. Ne vom pregăti să ne închinăm cu darurile de bunăvoie. Dacă știam că unii nu vor veni seara asta, dădeam colecta aseară, că era mai mare. Dar am zis să nu împovărăm frații. Unii au și profitat, nici n-au venit la biserică. Dar compensează Domnul, poate, cu dărnicia noastră în seara asta. Ne pregătim să ne închinăm cu darurile și cântăm o cântare comună în timpul acesta. Aerotermele nu merg, frate. Păi dacă sunt închise, înseamnă că nu merg. Fraților, nu facem ședință de sindicat. Îți schimb locul dacă chiar te deranjează și la terminare discutăm. Vă rog foarte mult, haideți să păstrăm decența în casa Domnului. Haideți să păstrăm decența. ...447...
Prin fapte bune cineva a fost exemplu altora, cineva vesel a cântat și o viață tristă a înseninat. Fost-ai acela tu? Prin fapte bune cineva a fost exemplu altora, cineva vesel a cântat și o viață tristă înseninat. Fost-ai acela tu, fost-ai acela tu, cineva bine a luptat, pe mulți la Domnul i-a îndrumat, cineva nobil a trăit, mult pentru alții s-a jertfit. Fost-ai acela tu, fost-ai acela tu. Cineva prin lumina sa a strălucit în lumea rea, cineva pacea a iubit și mântuirea a vestit. Fost-ai acela tu, fost-ai acela tu. Ascultăm în continuare un solo pe care fratele Pavel l-a pregătit spre slava lui Dumnezeu și apoi grupul de băieți va onora pe Domnul cu o cântare. Dacă nu avem cor, măcar avem băieții. Slavă Domnului! ...273, te rog, Gabi. Aș dori să o cântați împreună cu mine. E o cântare tare frumoasă și un mesaj deosebit. Ce-ar fi făptura-n fără tine, Mântuitorul meu slăvit? Ce-aș fi de n-ai fi tu în mine? Puharul tău nemărginit, aș fi un bulgăre de gheață, un chip de humă fără viață, o stâncă învăluită în ceață și o noapte fără dimineață. Aș fi un far fără lumină, pustie de nisipuri plină, cuvânturi fără de odihnă, cu șerpi și scorpii ce-n venit. Aș fi o albie uscată pe unde a fost un râu odată, o frunză smulsă și purtată, fără de scop prin lumea toată.
Așa aș fi, dar slavă ție. Tu-mi ești a vieții bogăție, comoara harurilor vie. Ce mă inundă pe veci, eu n-aș ști azi ce-i strălucirea vieții-n mii și mii de fețe. Și n-aș fi cunoscut iubirea cu-n fiorări și n-ai fi fost tu bunătate, începătorule a toate, cu taine adânci și minunate, ce totul vrea și totul poate. Tu m-ai suit în slăvi divine, din loc întunecate-i tine. Iisuse, sunt ce sunt prin tine, și acum și-n veacul care vine. Tu m-ai suit în slăvi divine, din loc întunecate-i tine. Iisuse, sunt ce sunt prin tine, și acum și-n veacul care vine. Așa de dor de tine, Iisuse. Așa de dor, Iisuse, după tine. Mi-așa de dor să simt prezența ta. Mi-așa de dor ca tu în rugăciune să vii să-mi ștergi, Iisuse, lacrima. Mi-atât de dor, Iisuse, după tine. Mi-atât de dor să simt prezența ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. Mi-atât de dor, Iisuse, după tine. Mi-atât de dor
să simt prezența ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. Așa de dor ca tu în obstârzii, mi-așa de dor, Iisuse, să revii. În rugăciuni eu să te pot simți și lacrimi multe să-ți pot oferi. Mi-așa de dor, Iisuse, după tine, mi-atât de dor să simt prezența ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. Mi-atât de dor, Iisuse, după tine, mi-atât de dor să simt prezența ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. De dor ca să te văd pe noi, mi-așa de dor să văd cum vei veni. Te așteptăm din beznă și nevoi, să vii să iei, Iisus, aleșii tăi. Mi-atât de dor, Iisuse, după tine, mi-atât de dor să simt prezența ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. Mi-atât de dor, Iisuse, după tine, mi-atât de dor să simt prezența ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. Ne apropiem în seara aceasta de Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl găsim scris în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 1. Și vom citi primele 18 versete. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, pagina în Sfânta Scriptură 1025. După citirea Cuvântului lui Dumnezeu, vom sta în rugăciune și vom cere binecuvântarea Domnului peste cuvântul acesta și peste viețile noastre. Ne rugăm cu toții în inima noastră, iar cu voce tare îi rog să ne conducă pe fratele Nelu Moisa și pe fratele Petrică Bușan. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o.
A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor să mărturisească despre lumină pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat: El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Amin. Să ne rugăm. Mulțumim. Da. Da, Doamne, te rugăm. Amin. Ajută-ne, Doamne. Amin. Amin. Doamne, Tată, vin înaintea Ta și îți mulțumesc căci ești un Dumnezeu care nu te schimbi. Doamne, îți mulțumim căci ai dat un sens vieții noastre. Doamne, îți mulțumim căci ești lumina lumii și îți mulțumim pentru harul care avem și în această după masă. Doamne, îți mulțumim căci ne-ai dat încă un an de îndurare. Doamne, te rog ca să ajuți copiii Tăi, Doamne, să dăm dovadă că suntem copii adevărați din Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, să fim o lumină unde ne-ai așezat, amin, în oamenii cu care avem contact. Ajută-ne, Doamne, să fim o lumină în familiile noastre. Doamne, te rog ca să binecuvântezi Biserica Speranța. Doamne, te rog ca să ne ajuți, Doamne, să iubim rugăciunea. Iartă-ne, Doamne, căci suntem așa de puțin la rugăciune, Doamne. Ai milă, Doamne. Ajută-ne să iubim părtășia cu Tine. Doamne, trăim niște vremuri de pe urmă. Te rog ca să-ți întărești biserica, mireasa Ta, Doamne. Fiecare membru din Biserica din Speranța, ajută-l și fă-l conștient, Doamne, că trebuie să trăim tot mai frumos înaintea Ta. Pregătește-ne pentru întâlnirea cu Tine, Dumnezeul nostru. Și acum, în aceste clipe, Doamne, te rog ca să îți binecuvântezi cuvântul, Doamne, să binecuvântezi mesagerul Tău, Doamne, și nouă, Doamne, dă-ne inimă deschisă ca să putem să primim cuvântul Tău și să dăm roadă la mai multe. Ajută-ne, Doamne, să lucrăm mai mult pentru Tine și pentru părăția Ta și să fii slăvit și binecuvântat pentru toate. În numele Domnului nostru Iisus Hristos m-a rugat. Amin. Amin. Mă invităm să ocupați locurile. Aceasta este prima lecție de studiu biblic din anul 2016. Ca în fiecare an avem o temă, ca în fiecare an avem un subiect pe care îl dezbatem de-a lungul celor 52 de săptămâni ale anului. Unele dintre lecții vor fi prezentate duminică de dimineață, altele în seara de joi, pentru că n-am vrea să ratăm niciuna dintre ele, fiindcă toate sunt atât de importante. Anul acesta, Uniunea Baptistă ne recomandă să studiem un studiu foarte interesant. Și anume, studiul acesta se cheamă Învățați de la mine. Sunt vorbele Domnului Iisus Hristos, evident. Niciunul dintre liderii Uniunii Baptiste nu și-a arogat dreptul acesta de a spune: acum eu sunt modelul vostru, așa că să învățați de la mine. Nu, ci sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Anul acesta suntem provocați, îndrăznesc să spun, din nou, suntem provocați să învățăm, dar să învățăm de la Domnul Iisus Hristos. El să fie
învățătorul nostru, El să fie exemplul nostru. Și de aceea, pe parcursul acestui an, ne vom apropia de Cuvântul lui Dumnezeu și vom privi la Domnul Iisus Hristos. Vom privi la faptul că El este adevărul absolut, vom privi la faptul că El este modelul lui Dumnezeu, modelul divin peste noi, pentru noi și pentru o foarte lungă perioadă de timp. Din anul acesta vom studia lucrul acesta important. Caracterul divin al Domnului Iisus Hristos, vom privi la cum este Domnul Iisus Hristos, cum a trăit Domnul Iisus Hristos pe pământul acesta, ca să învățăm de la El. Noi știm că El trebuie să fie modelul nostru și de aceea vom privi la toate aspectele vieții sale și la aspectele lucrării sale, în așa fel încât să înțelegem clar, din nou, încă o dată, ce vrea Dumnezeu de la noi. Ce vrea Dumnezeu de la noi în ceea ce privește caracterul pe care îl avem, în ceea ce privește misiunea noastră, în ceea ce privește lucrarea la care Dumnezeu ne cheamă, sunt lucruri importante. Și ca fiecare studiu biblic, mai ales unul din acesta lung, de 52 de lecții, începe cu câteva lucruri esențiale, importante și pregătitoare pentru tot ce va avea loc în acest an. Pentru luna aceasta, pentru începutul studiului biblic de anul acesta, avem tema ca învățați de la mine, pentru că Domnul Iisus Hristos este adevărul absolut. Acesta este tema acestei luni și în luna ianuarie ne vom opri la aspecte ce țin de faptul că Domnul Iisus Hristos este cu adevărat, este adevărul absolut al lui Dumnezeu. Poate cineva să-mi spună care este titlul lecției de astăzi? Avem în buletinele informative. Haideți să vedem. Cine citește primul? Foarte bine, mulțumesc, soră. Domnul Iisus Hristos este revelația lui Dumnezeu, este descoperirea lui Dumnezeu pentru noi. Asta vom studia în această seară. Și textul pe care l-am ales este unul extraordinar. Textul citit este unul care exact lucrul acesta ne prezintă. Faptul că Domnul Iisus este revelația lui Dumnezeu și este revelația lui Dumnezeu pentru noi. Acum altcineva poate să-mi spună care este versetul de aur de astăzi, din această lecție, din textul pe care l-am citit? Cunoscut. Mulțumesc, frate Gigi. Așa este. Ăsta este versetul de aur, acesta este versetul cheie a textului din această zi, privind lucrurile din această perspectivă, că Domnul Iisus Hristos este revelația divină pentru noi, fiindcă nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Iar ideea centrală a acestei lecții este că trebuie să învățăm de la Domnul Iisus cum să trăim, pentru că El este și sursa supremă de informație și singurul reper pe care îl avem pentru orientarea noastră în viață. Fiindcă în Domnul Iisus Hristos, Tatăl ne-a descoperit ceea ce vom studia toată luna, adevărul absolut. Cum această temă este și un răspuns la întrebarea, dar de ce să învățăm de la Domnul Iisus Hristos? Oare n-ar fi mai bine să învățăm de la Moise? Este cel care a scris primele 5 cărți din Scriptură. N-ar fi oare mai bine să învățăm de la împăratul David? Sau să învățăm de la Iov un exemplu pentru noi de credincioșie? Nu! Suntem chemați să învățăm de la Domnul Iisus Hristos pentru că El este reperul pe care noi îl avem. El este sursa de cunoaștere a lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu în El s-a descoperit într-un mod complet, s-a revelat într-un mod complet și ne-a arătat care este adevărul, adevărul acesta despre care noi insistăm să spunem luna aceasta, este un adevăr absolut. Realitatea este că niciunul dintre noi nu ne-am născut învățați, niciunul dintre noi nu trebuie să ne oprim din a învăța, de când ne-am născut, crescând, la școală și apoi la maturitate și de ce nu? La bătrânețe suntem chemați continuu să învățăm cum trebuie să trăim. Cum trebuie să trăim când suntem mici, cum trebuie să trăim în tinerețe, să trăim la maturitate și cum trebuie să trăim în ultima parte a vieții noastre, la bătrânețe. Important este însă, este foarte important, să știm că sursele noastre de informație nu ne înșeală, nu ne păcălesc. Învățați de la mine este porunca și recomandarea Domnului Iisus Hristos.
Este un lucru foarte interesant pe care îl găsim în Scriptură în Ioan 6. Vă invit să dăm deoparte câteva pagini și să citim din Ioan 6, de la versetul 66 până la versetul 69. Rog pe cineva să citească versetele acestea. Mulțumesc, amin. Mulțumesc, frate Costi. Spune-mi, te rog frumos, ce înțelegi din textul pe care l-am citit? De ce Petru și ceilalți n-au plecat? Ce au înțeles ei? Așa este. Așa este. Mulțumesc, frate Costi. Așa este. Prin Domnul Iisus Hristos ei l-au cunoscut pe Tatăl. Ei au înțeles că Domnul Iisus Hristos este un adevăr absolut și de aceea, comparând cu ceea ce lăsau ei, religia formală din care ei proveneau, au spus, Doamne, dar noi unde să ne ducem? Păi dacă la Tine sunt cuvintele vieții veșnice, noi aici vrem să fim cu Tine, de la Tine vrem să învățăm, pe Tine vrem să Te urmăm. Și, dragii mei, noi suntem chemați să facem același lucru. Sunt momente, poate, în care cuvântul lui Dumnezeu nu ne pică bine. Unora care îl urmau pe Domnul Iisus Hristos în contextul acesta, spune cuvântul, nu le-au plăcut cuvintele Domnului Iisus Hristos și au zis, n-are rost să mergem după El. Domnul să ne păzească de asemenea atitudine. Și tot ce spune Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce spune Domnul Iisus Hristos este un adevăr și este un adevăr absolut. Ioan, evanghelistul Ioan, este acela care oferă argumente foarte puternice pentru a crede că Domnul Iisus Hristos este sursa adevărului absolut, pentru că, dragii mei, adevărul absolut există, e adevărat. Este o bătălie extraordinară astăzi pentru ca să se dovedească faptul că nu există un adevăr absolut și că este potrivit ca fiecare om să aibă adevărul lui. Dacă eu cred că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și este trimis de El, e problema mea. Și ăsta este adevărul meu. Dacă altcineva crede că nu există un Dumnezeu, că totul a apărut la întâmplare, că după viața aceasta nu mai urmează nimic și acela este un adevăr și acela este adevărul lui. Dacă altcineva consideră că revelația lui Dumnezeu, revelația ultima lui Dumnezeu este cea dată lui Mahomed, nu e nicio problemă că ăsta este adevărul lui, dar realitatea cuvântului lui Dumnezeu ne învață că există, dragii mei, un singur adevăr absolut și ne provoacă pe noi să alegem care este adevărul absolut, să alegem să credem faptul că există un adevăr absolut. Dacă nu, cum bate vântul, ne ducem și noi. Dacă nu știm ce credem și dacă nu credem cu toată inima că revelația deplină a lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos, suntem în pericol. Suntem în pericol să credem că poate mai există și un alt adevăr. Că poate oamenii vor ajunge în cer cumva pe o altă cale. Că poate Dumnezeu va mântui pe oameni printr-o altă metodă. Asta este... Nu, dragii mei, există un singur adevăr pentru că există o singură cale, un singur adevăr și o singură viață. Toate acestea sunt în Domnul nostru Iisus Hristos. Argumentele pe care Ioan le aduce în textul acesta sunt argumente, cum spuneam, puternice, care să ne ducă la concluzia aceasta și ea să rămână în mintea noastră pentru totdeauna, să nu fie niciodată dezrădăcinată de acolo. Și anume că Domnul Iisus Hristos este nu numai adevărul, ci este adevărul absolut al lui Dumnezeu. Amin. Originea veșnică a Domnului Iisus Hristos, o vedem aici în versetul 1. Cuvântul spune, la început era cuvântul. Și asta ne vorbește despre faptul că Domnul Iisus Hristos a existat înainte de orice altceva. A existat înainte de creație și mai ales a existat fără să fi fost creat. Pentru că știți că sunt oameni care afirmă lucrul acesta, că Domnul Iisus este întâiul din toată creația. Că pe El Dumnezeu Tatăl l-a creat pentru întâia dată și apoi a creat toate celelalte lucruri împreună cu El. Cuvântul lui Dumnezeu. Din Ioan, capitolul 1, în versetul 1 ne spune că Domnul Iisus Hristos a existat înainte de creație, fără a fi fost creat, iar versetul 3 întărește lucrul acesta și spune toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut
N-a fost făcut fără El. Acesta este un argument puternic împotriva celor care poate mai vin pe la noi pe la ușă, ne aduc reviste și ne spun că Domnul Iisus Hristos este doar un înger, întâiul înger, este creat de Tatăl. Nu! Spune cuvântul lui Dumnezeu foarte clar. Toate au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. El nu este creat, ci El este Creatorul. Este Creatorul nostru. El a fost din veșnicii împreună cu Tatăl. Ioan aduce argumentul acesta chiar la început și este așa de important că le scrie grecilor. Oamenilor acestora care aveau filozofii diferite cu privire la lume, filozofii foarte complexe cu privire la viață și la originea vieții, Ioan le scrie grecilor și invită și îi poftește să se adapte de la izvorul adevărului. Și izvorul adevărului este acest cuvânt al lui Dumnezeu, care era de la început, era de la început înainte ca filozofii lor să fie adus filozofia de viață, filozofia de regulile de comportament ale societății în care ei trăiau. Ăsta este un argument puternic pentru aceia care credeau că nu-i nicio problemă. Noi, înainte ca să fi venit Hristos pe pământul acesta, noi aveam o filozofie a noastră de viață și nu o să renunțăm la ea. Ioan le scrie, oameni buni, Domnul Iisus Hristos nu este o revelație a lui Dumnezeu apărută acum câțiva ani, ci El este din veșnicie. Și totul pornește de la El. Tot adevărul pornește de la Domnul Iisus Hristos, care este cuvântul și este din veșnicie. Asta ce înseamnă? Că celelalte surse, celelalte afirmații despre adevăr, celelalte afirmații care spun eu sunt adevărul sau noi cunoaștem adevărul sau noi vă prezentăm adevărul, sunt informații de mâna a doua. Că mâna întâi, prima informație o avem de la Dumnezeu, Tatăl, prin Domnul Iisus Hristos, care nu că s-a întrupat în anul zero, ci El este din veșnicie înainte să fie apărut orice altceva. Și atunci, dragii mei, dacă Dumnezeu ni s-a descoperit prin cuvânt, pentru că Domnul Iisus Hristos este cuvântul, prin scrierea Scripturii, atunci ar fi dovadă de înțelepciune din partea noastră ca să căutăm sensul relației cu Dumnezeu în cuvântul lui Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos și care ne-a fost nouă comunicat prin Scriptură. Și care ne-a fost nouă comunicat prin vorbire, nu prin alte surse. Și spun lucrul acesta pentru că știm că sunt și alte surse și vin și spun, dar și eu am avut o revelație. Am o revelație ulterioară, da? Domnul Iisus Hristos este revelația lui Dumnezeu, dar dincolo de ea eu mai am o revelație. Și uite, așa vorbește Domnul. Și spun lucruri care nu sunt afirmate de cuvântul lui Dumnezeu și nu sunt afirmate de Domnul Iisus Hristos, ci sunt gânduri ale oamenilor. Domnul să ne ajute să credem că originea veșnică a cuvântului, a Domnului Iisus Hristos, este un adevăr absolut și are întâietate înaintea oricăror altor, așa zise, surse ale adevărului. Apoi, în al doilea rând, haideți să recitim versetele 1 și 2. Rog pe cineva să le citească. Citiți, vă rog. Mulțumesc. E suficient, am zis primele două versete. Mulțumesc, frate Gigi. Acesta este realitatea care ne prezintă că relația veșnică a Domnului Iisus Hristos cu Tatăl este un alt argument puternic ca să credem că El este adevărul, că Domnul Iisus Hristos este adevărul absolut. Domnul Iisus, cuvântul, așa îi se spune aici, Logos, cuvânt, cuvântul era Dumnezeu. Și asta ne arată natura sa divină. Ne arată faptul că El este una cu Dumnezeu, El nu poate fi despărțit de Tatăl, ci cuvântul este de aceeași substanță, de aceeași natură divină cu Tatăl. Și mai mult decât atât, ne spune Scriptura, cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu. Și asta arată o relație intimă, deosebită, specială, o legătură extraordinară pe care Domnul Iisus Hristos o are cu Tatăl. Și în același timp, fiind de o natură, fiind o persoană de aceeași natură cu El, cu Tatăl, și având o astfel de relație cu Tatăl, înseamnă că Domnul Iisus Hristos, care este cuvântul, merită și are credibilitate înaintea noastră ca să putem afla care e adevărul absolut al lui Dumnezeu. Acesta este un alt argument puternic pe care Ioan îl aduce încă de la începutul Evangheliei sale. Faptul că relația
dintre Domnul Iisus și Tatăl este o relație veșnică. Este una cu Tatăl și El este împreună în același timp cu Tatăl. În cel de-al treilea rând. Rog pe cineva să citească versetele 3 și 4. Vă rog, soră, haideți. Mulțumesc, soră. Amin. Spuneți-mi, ce spun versetele acestea? Cine a făcut toate lucrurile? Amin. Foarte bine. Mulțumesc. Așa este. Cuvântul ne spune că totul a fost făcut de Domnul Iisus Hristos și de Tatăl. Mulțumesc. Versetele acestea ne arată că Domnul Iisus este creatorul a tuturor lucrurilor existente în universul nostru, fiindcă toate lucrurile au fost făcute prin El. Acum, dacă toate lucrurile au fost făcute prin El, cine știe mai bine ca Domnul Iisus Hristos cum trebuie să funcționeze toate lucrurile acestea? De aceea trebuie să învățăm de la El. De aceea El este reperul nostru. El este cel de la care trebuie să învățăm, pe care trebuie să-L urmăm, pentru că El știe mai bine ca oricine altcineva lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu, întrupa Domnul Iisus Hristos, este adevărul absolut și pentru că El este creatorul a tot ce există în universul acesta. Și de aceea, când avem semne de întrebare, când nu știm ce trebuie să alegem, când nu suntem siguri cu privire la lucruri din viața noastră, la asta suntem chemați, să ne apropiem de acela care este creatorul vieții. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 4, în El era viața și viața era lumina oamenilor. Domnul Iisus Hristos este creatorul, este creatorul vieții noastre biologice, de aceea El știe foarte bine cum funcționăm noi, mai bine decât oricine altcineva, și de aceea suntem chemați să Îl întrebăm pe El, Doamne, cum să trăim viața aceasta? Tu ne-ai așezat pe pământul ăsta ca să facem ce? Și atunci, citind cuvântul, citind învățătura Domnului Iisus Hristos, înțelegem că noi n-am apărut la întâmplare, că nu suntem un accident al naturii, ci că Dumnezeu în dragostea Lui ne-a așezat pe pământul acesta. Și scopul pe care îl avem pe acest pământ este să-L onorăm, să-L glorificăm pe Dumnezeu. Scopul pe care îl avem pe pământul acesta este să-L căutăm pe Domnul Iisus Hristos, să-L căutăm pe Dumnezeu Tatăl și să începem să avem o relație personală cu El, fiecare dintre noi. De aceea ne lasă Dumnezeu să trăim pe pământul acesta o perioadă lungă de timp. El care este creatorul vieții noastre, El știe cel mai bine pentru ce ne-a creat. Și mai mult decât atât, mai important decât aceasta, rog pe cineva să citească versetele 12 și 13. Acolo ne mai spune Scriptura că Dumnezeu ne-a creat mai mult decât persoane, ne-a creat mai mult decât ființe biologice. Haideți, vă rog pe cineva să citească. Amin. Mulțumesc, frate Ilie. Realitatea aceasta este extraordinară și anume faptul că suntem născuți, din punct de vedere spiritual, suntem născuți din El, din Dumnezeu. Lucrul acesta este extraordinar și ne spune că El este, pe lângă izvorul vieții noastre biologice, este și izvorul vieții noastre spirituale. Și de aceea, dragii mei, suntem chemați să ne apropiem de El. Și cuvântul lui Dumnezeu ne arată cum, ce trebuie să facem ca să devenim cu adevărat copii al lui Dumnezeu, nu doar biologic, nu doar pentru că El ne-a creat și așezat în lumea aceasta, ci să devenim copii al lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Niște oameni născuți nu din sânge, nici pentru că firea noastră și-ar fi dorit lucrul acesta, nici pentru că vreun om ar fi făcut ceva pentru nașterea noastră din nou, ci născuți, zice cuvântul lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Și de aceea, dragii mei, adevărata viață spirituală, tot ce ține de transcendent, de cei dincolo de noi, de lucrurile fizice pe care le vedem și le putem pipăi și gusta, dincolo de ce putem înțelege cu cele cinci simțuri ale noastre, toată
lumea aceasta, toată viața aceasta spirituală, sufletul nostru care tânjește după nemurire, viața veșnică la care visăm fiecare dintre noi, o înțelegem doar dacă învățăm de la El. Doar dacă ne apropiem de Cel ce este sursa acestei vieți. Pentru că, dragii mei, sunt învățători și învățături care ne spun că în împărăția lui Dumnezeu se poate ajunge și altfel. Sunt oameni care ne spun că moartea este o trecere, dar nu este o trecere spre veșnicie, spre întâlnirea cu Dumnezeu, ci este o trecere spre o altă viață. Și după viața asta mai vine o viață și tot așa mai multe vieți și ne vom reîncarna până când vom ajunge să fim perfecți. Ori cuvântul lui Dumnezeu nu spune lucrul acesta, ci Cel ce a creat viața din punct de vedere biologic și spiritual ne spune că fiecare dintre noi vom muri o singură dată și după ce vom pleca din lumea aceasta ne vom întâlni cu Dumnezeu. Este momentul în care vom sta înaintea lui Dumnezeu și nu vom primi o altă șansă. Șansa de a câștiga viața veșnică, șansa de a primi viața veșnică, șansa de a primi mântuirea lui Dumnezeu este aici, pe pământul acesta. Și Cel ce a creat tot ce există în universul acesta, viața biologică și viața spirituală, este acela care ne va aștepta dincolo și ne va întreba ce am făcut cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat fiecare dintre noi. Apoi, versetele de la 5 la 9 ne vorbesc, așa cum fratele Petrică vorbea mai înainte, despre lumină. Rog pe cineva să citească versetele acestea de la 5 până la 9. Haideți să lăsăm și pe cei care n-au mai citit, vă rog, mulțumesc mult! Haideți să ascultăm și pe unii care n-au mai citit, de exemplu de la cor, numai fratele Costi a citit. Hai că vă așteptăm și pe alții. Frați, surori de la cor, vă rog. Mulțumesc, Diana. Spune-mi, te rog frumos, acum privește la versetul 5 și spune-mi, te rog frumos, ce învățăm despre lumină din versetul acela? Și nu poate să o biruiască, mulțumesc. Lumina aceasta care vine de sus și care este Domnul Iisus Hristos, ea a venit ca să lumineze în întunericul în care trăiam noi. Și ce este foarte frumos și ce este foarte interesant este că întunericul, deși a încercat să facă lucrul acesta, n-a reușit să o biruiască. Dragii mei, cineva dădea o definiție foarte interesantă și după ce a meditat la aceasta adevărată a întunericului. El spune așa, întunericul este lipsa luminii. Oriunde este întuneric, când aprindem un bec, aprindem o lanternă, o lumânare, un chibrit, ceva, imediat întunericul dispare. Pentru că asta înseamnă întuneric. Întunericul înseamnă lipsa luminii. Întunericul nu are consistență în sine. Lumina este aceea pe care a venit în lumea noastră. Domnul Iisus Hristos este lumina vieților noastre. Este lumina ce ne ajută să-L cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu. De ce e întuneric? E întuneric pentru că Domnul Iisus Hristos n-a ajuns acolo. De ce este întuneric în mintea, în viața unora? De ce sunt copleșiți de păcatele pe care le fac, pentru că nu e Hristos acolo să-i elibereze, pentru că nu s-a făcut lumină în viețile lor, pentru că Domnul Iisus Hristos, care este lumina vieții, n-a răsărit acolo în sufletele lor. Când se întâmplă lucrul acesta, lucrurile se schimbă. Când se întâmplă lucrul acesta, viața se schimbă, pentru că El vine ca să aducă lumină, iar oamenii au încercat și atunci și încearcă și acum să stingă lumina aceasta, să stingă puterea cuvântului lui Dumnezeu, dar lucrul acesta nu se poate pentru că întunericul nu poate, chiar dacă vrea, întunericul nu poate să biruiască lumina. De aceea, noi care suntem copii al lui Dumnezeu, suntem chemați să îndrăznim, pentru că noi venim să aducem lumină și întunericul, oricât de puternic pare să fie, el nu este decât absența luminii. Răul este absența binelui. Asta este o realitate. Și pe noi Dumnezeu ne-a trimis să aducem lumina. Îmi place mult de tot ce spune versetul 7 despre Ioan Botezătorul. Recitiți-l unul de dumneavoastră, vă rog, de la cor. Versetul 7. Ce ne spune despre Ioan Botezătorul? Așa este.
În 7, te rog. Mulțumesc, da? Așa este. Asta a fost misiunea lui Ioan Botezătorul. Misiunea lui era să mărturisească despre lumină. Spune cuvântul, nu era el lumina. El nu avea o lumina lui proprie, dar a venit ca să mărturisească despre lumină, ca să înțelegem lucrul acesta. Cred că e un exemplu potrivit, acela că luna, așa cum știm, în unele nopți frumoase de vară, în mod deosebit, am văzut cu acesta și iarna, când e lună plină, luminează pământul. Ați văzut ce frumos se vede? Parcă nu-i nevoie să mai aprinde becuri afară, că se vede din cauza lunii. Dar luna, dragii mei, ea n-are lumină în sine. Ea luminează reflectând razele soarelui. Soarele o luminează pe ea și ea, razele soarelui le trimite spre pământ. De aceea, într-unele nopți frumoase de vară, în mod deosebit, vedem lumina lunii. Nu e, dar nu e lumina ei. La fel, dragii mei, suntem și noi chemați să fim lumina lumii, în sensul că noi nu avem o lumina noastră, ci Domnul Iisus Hristos, care este în noi, în viețile noastre, El luminează. Și la aceasta suntem chemați, să mărturisim despre lumină. Nu să mărturisim despre noi, nu să mărturisim despre Biserica Baptistă, ci suntem chemați să mărturisim despre El, despre lumina care este în noi și care trebuie să se vadă de aici și să radieze în afară. Lumina aceasta, spune versetul 9, este adevărata lumină. Așa cum spuneam, Mahomet spune, eu sunt adevărata lumină. Buddha spune, eu sunt adevărata lumină. Confucius spune, eu sunt adevărata lumină. Cine mă urmează pe mine va ajunge bine, pentru că eu luminez calea. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus Hristos este lumina lumii și este mai mult decât atât, adevărata lumină. Sunt și lumini false și știm oameni care urmăresc lumini de genul acesta. Poate vă aduceți aminte, cei mai bătrâni, mai în vârstă, cu siguranță. Era un slogan pe care eu nu l-am mai prins foarte clar, dar despre care am citit. Lumina vine de la răsărit. Vă aduceți aminte, da? Se spunea în presă, erau cărți scrise despre asta, că în România lumina vine din Rusia, vine de la Uniunea Sovietică, de la poporul iubit și prieten. Ei ne aduc lumina. Mulți spun astăzi, lumina vine dintr-o parte. Astăzi, în secolul 21, sunt oameni care spun, lumina vine de la Bruxelles. Adevărul vine de la Bruxelles. Adevărul vine din Uniunea Europeană și ei ne luminează pe noi, care suntem mai în urma lor, să înțelegem ce trebuie să facem și cum trebuie să ne comportăm. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că lumina lumii, nu numai a noastră în Reșița sau în România, lumina lumii este Domnul Iisus Hristos. Și că noi suntem chemați să urmăm lumina aceasta, pentru că ea este adevărata lumină, care a venit în lume să lumineze pe orice om. Domnul să ne ajute să urmăm lumina aceasta. Apoi, versetele de la 14 până la 18 ne vorbesc despre faptul că Domnul Iisus Hristos este revelația lui Dumnezeu pentru noi. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurul născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre El când a strigat, El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea această revelație, această descoperire a unui Dumnezeu pe care oamenii până atunci nu-L văzuseră. Cunoaștem că în Vechiul Testament, poporul avea o poruncă foarte clară. Să nu reproducă în niciun fel chipul lui Dumnezeu, pentru că El este nevăzut. Pentru că nu poate o mână de om să-L deseneze, să-L prindă pe Dumnezeu în piatră sau în vopsea. De aceea Dumnezeu nu trebuia să aibă niciun chip pe pământul acesta. A fost foarte greu. A fost foarte greu pentru poporul lui Dumnezeu. Un popor care trăia care privea la popoarele din jurul lui, cum fiecare avea Dumnezeul lui, un Dumnezeu concret, să se identifice cu Dumnezeul poporului său. Era un lucru greu, dificil, cerea un efort deosebit, o credință foarte mare. Dar odată cu împlinirea vremii, cu venirea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu s-a concretizat.
Dumnezeu s-a prezentat pe sine și s-a revelat pe sine, s-a descoperit pe sine într-un mod extraordinar, într-un mod deplin. Cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 14, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, s-a concretizat, l-am văzut, l-am pipăit, l-am auzit, știm cum este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că El a locuit printre noi, a luat chipul nostru. De aceea, această revelație a lui Dumnezeu este în primul rând una concretă. Nu este ceva abstract, nu este ceva de neînțeles, nu este o filozofie foarte greu de priceput, nu. Revelația lui Dumnezeu este concretă și dacă întreabă cineva cum este Dumnezeu, e simplu. Este ca Domnul Iisus Hristos și privind la El înțelegem concret cum este Dumnezeu. Apoi, în alt punct de vedere, tot în versetul 14 spune cuvântul lui Dumnezeu o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Adică descoperirea aceasta este una autentică, una reală, o descoperire absolută. Am văzut slava Lui întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Am înțeles-o, putem să o pricepem, pentru că ea este autentică. Și apoi, cuvântul lui Dumnezeu în versetul 17 spune adevărul a venit prin Iisus. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, revelația aceasta este deplină. Până la Moise, ei aveau legea, într-adevăr, aceasta dată prin Moise, care îl revela parțial pe Dumnezeu. Odată cu venirea în lumea Domnului Iisus Hristos, revelația aceasta este una completă și putem înțelege deplin cum este Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu? Dumnezeu s-a concretizat și s-a concretizat de plin pe pământul nostru ca să înțelegem în totul voia și planul lui Dumnezeu cu noi, cu viața noastră și cu omenirea întreagă. De asemenea, versetul 18, care este versetul de aur al acestei lecții, spune cuvântul lui Dumnezeu, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. De aceea, această revelație este unică. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu decât Domnul Iisus Hristos și revelația aceasta pentru noi este una unică, irepetabilă, inconfundabilă. Ea nu poate să fie comparată cu nicio altă descoperire, cu nicio altă revelație, pentru că revelațiile marilor religii au fost aduse de, spun ei, slujitori ai lui Dumnezeu, pe când? În creștinism, în adevărata religie, în adevărul absolut al revelației lui Dumnezeu, s-a descoperit pe sine. Asta este unic. În nicio altă religie nu este pretenția aceasta că Dumnezeu s-a întrupat, a venit și a stat printre noi, plin de har și de adevăr, ca să-L vedem, ca să-L înțelegem, ca să-L pricepem. De aceea este unică. Având în vedere lucrul acesta, dragii mei, de aceea Domnul Iisus Hristos merită să fie și ascultat, merită să fie și crezut și merită să fie și urmat de toți oamenii, pentru că este revelația, descoperirea supremă, ultimă, deplină, completă, concretă și autentică a lui Dumnezeu. Nimeni și nimic nu poate să fie comparat cu El. De aceea merită Domnul Iisus Hristos să mergem pe urmele Lui, merită să învățăm de la El, așa cum vom învăța întreg anul acesta. În ceea ce privește aplicațiile la lecția aceasta, aș vrea să trec succint peste ele. Și în primul rând, aș vrea să zic acelora dintre dumneavoastră care în seara aceasta sunteți la închinare împreună cu noi și încă n-aveți o relație personală cu Dumnezeu. Încă nu v-ați predat în viața în mâna lui Dumnezeu, încă Domnul Iisus Hristos nu este Mântuitor și Domn al vieților voastre. Vreau să vă spun dumneavoastră în primul rând că Domnul Iisus Hristos este adevărul, unicul adevăr și adevărul absolut și de aceea merită, dragii mei, merită să vă puneți viața, viața aceasta și viața veșnică în mâna Lui. Pentru că El este calea, adevărul și viața. Nu există un alt Dumnezeu afară de El. El este de la început Dumnezeu și a fost împreună cu Tatăl în creație, a fost una cu Tatăl, în substanță, în natură, în ceea ce este El. El este lumina, lumina vieții pentru pământul acesta și El este descoperirea completă a Domnului Iisus Hristos. De aceea vă îndemnăm să nu mai zăboviți. De aceea vă încurajăm să vă predați viața în mâna acestui Dumnezeu care
este un Dumnezeu adevărat și absolut și care vrea să învățăm de la El. Ieri, fratele Mihut spunea despre faptul că Domnul Iisus Hristos s-a botezat, a venit pe pământul acesta și a împlinit tot ce trebuia împlinit. Să vă ajute Dumnezeu și pe dumneavoastră să faceți lucrul acesta. Apoi, un alt lucru important este că trebuie să filtrăm toate informațiile pe care le primim din alte surse prin prisma cuvântului lui Dumnezeu. Acum, este la modă internetul. Numai, și este un lucru bun pe de o parte, pe de altă parte este rău. Este rău pentru că acolo găsim informație neanalizată, nefiltrată. Și oricine vrea să scrie ceva, poate să posteze lucrul acesta pe internet. De aceea mulți oameni merg în direcții greșite. Pentru că nu filtrează adevărul acesta prin cuvântul lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu, am vorbit cu cineva care urmărește mult canalul YouTube. Acolo sunt mărturii. Pe lângă alte lucruri, e multă muzică și mărturii. Și el spunea, dar așa stau lucrurile. Și stau lucrurile pentru că am văzut eu pe YouTube o persoană care a mărturisit că așa s-a întâmplat cu viața ei. Și ziceam, dar lucrul ăsta contravine cuvântului lui Dumnezeu. Zicea, nu poți să spui lucrul acesta pentru că omul ăla chiar l-a trăit. Cu alte cuvinte, fratele punea experiența unui om mai presus de ce spunea cuvântul lui Dumnezeu despre lucrul respectiv. Și am spus, nu se poate așa. Tot ceea ce aflăm pe internet, tot ceea ce aflăm dintr-o carte, tot ceea ce aflăm din predicile chiar, fraților, trebuie să filtrăm prin cuvânt. Oare e adevărat? Oare e adevărat ce spune fratele? Amintiți-vă ce spune cuvântul despre frații din Berea. Frații din Berea, zice cuvântul, aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. De ce? Că după ce predica fratele Pavel, Sfântul Apostol al lui Dumnezeu, omul acesta extraordinar, ei mergeau acasă și cercetau scripturile, să vadă dacă ce li s-a spus este adevărat. Ăsta este un lucru esențial astăzi, când avem atâta informație și când avem atâta informație falsă, când avem atâta minciună strecurată, pe lângă lucruri bune, pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să cunoaștem bine Scriptura, trebuie să știm foarte bine adevărul ca să putem să înțelegem dacă ce ni se spune, dacă ce citim, dacă ce vedem este adevărat sau este fals. De aceea avem nevoie de înțelepciune din partea lui Dumnezeu și de a-L cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Vorbeam cu Mariu zilele trecute într-un anumit context și mi-a amintit un lucru foarte interesant. Mi-a zis așa, cei care deosebesc banii falși de banii adevărați, cum se pregătesc oamenii aceștia? Ei se pregătesc să cunoască banii adevărați foarte bine, foarte bine. Și atunci, când văd un ban fals, ei recunosc de ce? Că nu-i la fel ca originalul. Ei nu se pun să învețe tot felul de tehnici sofisticate de falsificare, nu asta interesează, ci pe ei interesează cum arată un original. Și întotdeauna va compara orice cu originalul. La fel suntem chemați și noi. Noi avem originalul revelației lui Dumnezeu, care este cuvântul. Ce trebuie să facem? Să comparăm tot ce auzim, ce citim, ce vedem, cu originalul, cu cuvântul lui Dumnezeu, să vedem, se potrivește? Așa spune și cuvântul sau informația pe care am auzit-o. Învățătura aceasta nouă pe care am citit-o este sau nu este conform originalului cuvântului Dumnezeu? Domnul să ne dea înțelepciunea aceasta. Apoi, rog pe cineva să citească Filipeni 3, versetele 10 și 11. Haideți să vedem. Filipeni 3, 10 și 11. Mulțumesc, frate Gigi. Acum spuneți-mi, vă rog, ce ne învață cuvântul acolo? Așa este. Să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Să ne concentrăm. Să ne concentrăm viața, să ne concentrăm preocupările. În așa fel încât să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Știți de ce? Că El este modelul nostru. El este modelul nostru de trăire, El este modelul nostru de raportare unul la celălalt, El este modelul nostru de raportare la Dumnezeu, El este modelul nostru și dacă vreau ceva, spune cuvântul lui Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Pavel, asta e, să-L cunosc pe El și să-L cunosc bine și să fiu părtaș. La asta ne cheamă Dumnezeu, dragii mei, să-L cunoaștem bine ca să învățăm de la El. Exista un lucru foarte interesant, o brățară. Când eu m-am pocăit, unii tineri purtau o brățară pe mână. Nu era valoroasă, era din pânză făcută și avea câteva inițiale pe ea. Inițialele acestea erau de la expresia ce ar face Iisus în locul tău.
Și scopul pentru care ei îl purtau erau că spuneau că nu știu ce să facă, când trebuiau să ia decizii, nu știau ce trebuie să ia, se uitau la brățara aceea, se gândeau, oare ce ar face Domnul Iisus în locul meu? Acum, dacă ar trebui să răspund unei provocări, ce ar face Domnul Iisus în locul meu? Acum, dacă sunt provocat să păcătuiesc, ce ar face Domnul Iisus în locul meu? Acum, dacă sunt provocat să fac o faptă bună, ce ar face Domnul Iisus în locul meu? Asta e foarte important, dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu prin Domnul Iisus, care ni s-a revelat, care e revelația completă. O să știm și ce trebuie să facem. Nu o să avem semne de îndoială. Dacă îl cunoaștem pe El, caracterul Lui, o să știm ce trebuie să alegem. Întotdeauna. Dar asta doar dacă îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Și apoi, suntem chemați, așa cum spuneam, cum citea fratele Adi, suntem chemați să-L mărturisim. Ioan, botezătorul, spune, nu-s eu lumina. A făcut afirmația aceasta. Eu vi-am spus, Ioan a mărturisit despre El când a strigat, El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, fiindcă era înainte de mine. Ioan a mărturisit despre El. Și asta este chemarea pe care o avem fiecare dintre noi, să luminăm, să îl arătăm, să-l prezentăm pe Domnul Iisus Hristos ca fiind unicul adevăr, ca fiind adevărul absolut, ca fiind acela care de dragul nostru a părăsit slava cerească și a venit pe pământul acesta ca să-l cunoaștem mai bine și ca să învățăm de la El și Domnul să ne ajute să învățăm de la Domnul Iisus Hristos cum trebuie să trăim pe pământul acesta. Amin. Vă invit la rugăciune, haideți să ne ridicăm din nou în picioare, să încheiem seara aceasta așa cum am început-o, venind înaintea Domnului cu mulțumire.